O unitate de alimentație publică din județul Suceava s-a ales cu o amendă de 50.000 lei. Anunțul a fost făcut de doctorul Mihai Sorin Voloșeniuc, director executiv al Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Suceava. Totodată el informează că în ultima perioadă inspectorii sanitari veterinari au avut drept țintă zonele aglomerate cu aflux important de turiști și de consumatori în același timp. În urma unei asemenea acțiuni, măsura confiscării s-a dispus în cazul a 100 kg de carne de porc congelată cu termen de garanție depășit. Pe lângă amenda de rigoare, întreaga cantitate a fost pusă sub sechestru cu obligația distrugerii acesteia într-o unitate autorizată. Vreau să trag un semnal de alarmă. Știu că este greu pentru toți agenții economici, dar aceștia ar trebui să se aprovizioneze doar cu cât știu că pot vinde, în așa fel încât produsele să nu expire. Poate că un produs congelat expirat nu este atât de periculos pentru sănătate, însă calitățile sale nutritive se depreciază. Este total interzis să se utilizeze, să se dea în alimentație publică carne expirată, a declarat șeful Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Suceava, doctorul Mihai Voloșeniuc. De la debutul campaniei de controle respectiv de pe 1 iulie, inspectorii direcției au dat amenzi care se ridică la peste 130.000 lei. Cele mai multe unități de alimentație publică sancționate sunt din Sucevița, Vatra Dornei, Gura Humorului, Câmpul Moldovenesc, Arbore, dar și din alte zone frecventate de turiști. Ne confruntăm cu această depozitare neconformă, fie că nu sunt respectate condițiile de depozitare la 2-4 grade Celsius, fie depozitul nu este igienizat corespunzător. Bucătăriile nu sunt igienizate, persistă mirosuri neplăcute de mizerie, iar dezinfecția nu este făcută cum trebuie. De asemenea, în același frigider nu pot fi depozitate mâncare gătită și produse negătite, cum ar fi carnea crudă, pește sau ouă, spre exemplu. Dacă acestea din urmă sunt cu eventuale probleme, le pot contamina și pe celelalte. Campania are rol preventiv, însă atunci când găsim lucruri grave, vom aplica măsuri corective pe măsură, a explicat doctorul Mihai Voloșeniuc. Acesta a mai subliniat că sunt vizate unitățile de catering, restaurantele, pensiunile, sălile de evenimente, taberele, căminile pentru vârstnici, etc. Totodată nu sunt ignorate nici tonetele în aer liber, la care riscurile sunt foarte mari.